Îmi topi că netul, sper că va fi cursiv pe YouTube. Uite, două întrebări. Înainte de a le da citire, vreau să mulțumesc celor doi care participanți sau urmăritori, follower și fanii care au contribuit cu donații pe Revolut. E vorba de domnul Sebastian Florin și Valentin Moraru. Am spus că urmează să achiziționez o antenă Starlink, urmează să ajungă, trebuia, tot am așteptat-o, primit avizele, dar cum muncesc, n-ajung la timp să le ridic, sper că mâine să ridic, să o găsesc. Și deși au ținut să participe cu aceste donații pentru a acoperi achiziția acestei antene. De-abia aștept să o testăm în live, să vedem dacă avem rezultate ascontate, că atunci renunț la boxa 4G la care plătesc cât plătesc. Asta legat de informația care vreau să o spun eu. Sunt două întrebări. Una, Dan Andrei Costea, domnul Ionel Gabriel, ați folosit metoda de mare? A funcționat? Și a doua întrebare pe care am pus-o eu într-un sondaj este dacă consumați și sau comercializați miere încălzită pentru cristalizare. E un sondaj care până acum e așa strâns ca discuție, vedem la final cum se va întâmpla. Vreau să comentezi și tu despre cele două întrebări puse de Dan Andrei Costea și cea a chestionarului, a sondajului. Bun, încep cu a doua, că e mai simplu. La a doua întrebare, chestia e simplă. Nu consum miere decristalizată, nu o decristalizez decât când am oameni care chiar insistă să le dau miere decristalizată. Pentru asta mi-am comandat din China un fel de cum folosesc miele pentru epilat, pentru ceara de epilat, doar că este o tăviță mare, în cap trei borcane în cazul meu, și încălzește cu temperatura controlată, pun puțin apă și pun borcanele acolo și pot să le încălzesc fără să depășesc anumite temperaturi, fără să înfierbânt mierea, să decristalizez și, mă rog, îi și informez pe client că, nu știu, mierea care are floarea soarelui, ea va sta câteva săptămâni decristalizată, va cristaliza la loc. Că de-aia, dacă nu o fierb, ea va cristaliza la loc. Dar pentru cei care insistă și vor neapărat miere decristalizată, le și decristalizez, dar mai rar, și informez că nu e cel mai bun lucru. Cel mai bine este mierea cristalizată, care practic n-a fost niciodată încălzită, n-a fost nicio chestiune. Legat de metoda de mare, am văzut și eu pe YouTube ceva despre ea, nu știu prea multe lucruri, n-am folosit-o. Iarăși nu folosesc Blinov, deși e metodă bună, să nu înțelegeți greșit. Eu am constatat că în apicultură cel mai bine e ca lucrurile să fie simple și mă interesează să intru în iarnă cu familii puternice. Mă și ajută zona pentru că nu e o zonă foarte uscată, e mai umed, am polen în general, chiar și în anii secetoși, undeva pe la final de august, început de septembrie, vin ploile, reapare rapid polenul și albinele au dezvoltare ca de primăvară în septembrie, în cazul meu. Și atunci e destul de ușor. Nu pui familiile de miere la floarea soarelui. Le las, ele iernează pe miere de floarea soarelui. Sunt ani, cum este și anul ăsta, în care n-am hrănit deloc, n-am dat nicio completare, nimic. Le-am lăsat în plata Domnului, se descurcă singure. Ce fac, în schimb, în primăvară le strâng și după aia le dau drumul cu zgârcene la câte o ramă. În principiu, când ies o ramă din aia, când eclozează o ramă din aia căpăcită pe ambele părți cu puiet, bătută de puiet, cum se vede la mai să vă faci din leață în leață puiet, atunci vezi efectiv cum explodează stupul. Și în final de martie, început de aprilie, stupul trebuie să fie pe toate ramele, dar nu sparg cuibul. Deci îi dau rame să se întindă el, dar nu îi sparg cuibul. După ce stupul ajunge pe toate ramele, pe 12 rame în cazul meu, nu prea mai am treabă în cuib. Deci în cuib mai extrag eventual la floarea soarelui, când atunci chiar blochează și cuibul, n-am niciodată suficient rame, suficiente caturi, și atunci, dar la fel nu bag foietul la centrifugă. Eu sunt în pat cald și am rame
fața și în spatele cuib, mai sunt spatele cuibului, pline cu miere, placă de miere, ale le extrag, dar în cuib, efectiv, nu mă bag. În momentul în care am dat de puiet, aia nu contează că e pe trei sferturi cu miere și are o lacă de puiet, nu bag puietul la centrifugă. Asta nu fac niciodată. Și am mai stat o chestie. Un stup care chiar dacă pare blocat după floarea soarelui cu multă miere, se echilibrează, își face albină, nu las niciodată stup fără 5-6 kg de miere. Deci inclusiv în sezon îl ajută foarte mult ca el să aibă acea, nu știu, liniște, dacă vreți, asigurare că are totuși ceva miere. Nu jupui niciodată să-l lași jupuit. În momentul în care îl jupui, reduce ponta, el bietul intră într-o stare de asta de stres și de avarie, și după aia de cel mai crește stupul cu uite ce celule libere sunt și mă ca nu ouă. Dar de unde să o dacă ea se teme că rămâne fără mâncare a doua zi? Chestiuni de genul ăsta. Dar nu fac nici... Dar pentru cine are, nu știu, o familie care este slăbită în primăvară, metoda Blinov mie mi se pare o metodă foarte bună, o recomand oricui. Cine are, mai are puține familie, are timp să se joace, contează foarte mult să fie foarte strâns, câte rame poate să încălzească. Există acum polistiren din acesta foarte bun, eu folosesc austroterm, un polistiren roz, care e puțin laminat pe laterale, are o, nu știu cum să spun, e foarte fin așa și are ceva, un fel de acoperire, ca o vopsea, ca un lac de fapt. Și nu rod albinele, se pot folosi de 2 cm polistiren, se poate izola foarte bine cuibul și chiar și la o familie slabă ajută foarte mult această strângere în primăvară și dacă familia este mai slabă, până în mai e bine să o ții cât poate să acopere fără probleme, pentru că în primăvară sunt chiar până în luna mai, în zona mea, depinde fiecare ce zonă are, sunt acele nopți reci și acele zile înșelătoare. Cele mai periculoase zile sunt când sunt în jur de 12 grade, bate soarele, albina iese care uneori miere înfloriți, iese la cules, iese la orice, apare un nor, se punește puțin vântul și albina o vezi că rămâne pe flori, în copaci, o vezi pe toate trotuarele, pe orice suprafață de asta de beton, pietre mai mari, încercând să prindă puțin soare ca să poată să iasă în amorțeală și să poată zbura. Și în astfel de zile pierzi multă albină, multă albină nu se mai întoarce la stup, mai ales dacă, nu știu, ai între tine și pădure un culoar din ăsta de vânt între tine și efectiv pe drum vezi o mulțime de albine prin praf, pe pământ, le vezi cum s-a pământ un vânt rece și foarte multă albină rămâne efectiv și după aia urmează o noapte rece și așa încep problemele. Pentru că problemele cu varoa încep în felul următor, ca să spun așa asta. Anii cu foarte mari probleme cu varoa sunt următoare. Cei care îndeplinesc cumulativ niște condiții. O iarnă blândă anterioară, care a permis puiet până târziu, început timpuriu al pontei, o pauză scurtă de puiet și multă varoa care a trecut peste iarnă. După care urmează primăverile și început de vară, cu acele ploi prelungi, chiar și la salcâm, care ne deranjează foarte mult, cu frig, cu umezeală, când metamorfoza albinei, perioada în care este căpăcită albina și trântorii, mai ales la trântori, că sunt făcuți de obicei pe colțurile rame, pe marginea rame, durează mai mult și asta înseamnă cu fiecare zi în plus, de prelungire înseamnă încă un varroa în plus. Și în loc la celule de lucrătoare să ai o rată de mulțire medie de 1,1 varoa la fiecare ciclu, o să ai 2, poate 3 varoa. Se triplează. Și atunci îți crește exponențial populația de varoa, după care un lucru foarte rău este dacă ai secetă în timpul florii soarelui și după floarea soarelui, pentru că după floarea soarelui familia scade brusc și proporția dintre populația de varoa și populația de albine se schimbă dramatic. Mai se renunță rapid la trântori, toată varoa intră în familie de lucrătoare, în celule de lucrătoare, care sunt puține în timpul secetei, ponta este limitată și atunci când este supraparazitat puietul, apar problemele cu virusul aripilor deformate și alte virusuri și de multe ori când apar toate chestia asta, deja este prea târziu să mai faci ceva. Adică mare atenție la genul acesta de ani.
Partea bună e că după un an de genul ăsta se pierd foarte multe familii de albine și în anul următor albinele au un preț mai bun, mai vin niște familii, este mare căutare de roiuri și fiind puține albine pe același teritoriu, de obicei sunt și ani foarte productivi la miere. Adică, dacă vreți cumva, în necazul multora este avantajul unora care au știut și a făcut ce trebuie. Cum descoperi, cum faci diferența într-o miere descristalizată sau fiertă și o miere care e curată, naturală? Diferența este foarte simplă. O miere, adică după perioada anului, adică tu știi că o miere care o găsești în septembrie, o polifloră, ceva care conține floarea soarelui, și mierea respectivă în septembrie este lichidă, aia este o miere care a fost încălzită bineșor ca să rămână lichidă. Ori a fost decristalizată recent, ori a fost fiartă bine, ca să rămână lichidă la momentul respectiv în an. Eu mă uit ce înseamnă, spre exemplu, în mulți ani pățesc următorul fenomen. Extrag la polifloră floarea soarelui, la mine asta înseamnă început de august, se umplu maturatoare, bidoane, tot ce pot, după care trebuie să plec în concediu. Și când mă întorc din concediu, deja mierea este semicristalizată, deja am probleme să o pun în borcane. Că de multe ori abia aștept să termin de extras ca să pot pleca liniștit în concediu. Și apoi las sutele de borcane, că nu este și asta plăcut, așa că când încarci câteva borcane, nu, dacă încep să încarci, să cari borcane, e mai neplăcut să faci chestia asta, te doare spatele, stai încovrigit acolo. Și undeva în 2 săptămâni, 3 săptămâni, deja mierea respectivă este cristalizată. Și când cineva îți vinde ție în septembrie o miere de floarea soarelui lichidă sau polifloră lichidă, de obicei vorbim despre o miere care a fost încălzită sau chiar fiartă bine ca să nu cristalizeze prea ușor. În afară de anumite sortimente de miere, la fel, nici mierea de tei ține mai mult, ori nu cristalizează de repede, totuși cristalizează și ea. În afară de anumite sortimente, cum sunt cele de mană, de pădure, care are și o nu cristalizează, se face așa mai degrabă ca un jeleu, ca o, așa, se face mai viscoasă, dar nu cristalizează. Sunt mieri care cristalizează a doua zi, gen rapiță, care foarte repede cristalizează, și acum depinde de umiditate, pot să fie și cu probleme, pot să iasă o cristalizare din aia care să nu fie foarte fermă, oricum cristalele la rapiță sunt foarte mici, este tartinabilă. Și sunt sortimente de miere, cum este salcâmul, dacă este mai cât de cât pur, care cristalizează foarte greu. Adică alea au o situație mai specială. Și chiar și când cristalizează, nu cristalizează ca, nu știu, ca alte sortimente, ca în doi lingura în borcan. Sau de floarea soarelui de cristalizare de asta, grosile, cristale sunt mari. Depinde fiecare sortiment. Cu timpul încep să le cunoști, să le știi. Ca și client, până la urmă, cristalizarea este cum să spun, un indicator al faptului că este o miere naturală. Și o altă chestiune în organism, pentru sănătate, mierea pe bază de glucoză, mierea care cristalizează, cum este cea de floarea soarelui, este preferabilă mierii pe bază de fructoză. Există biochimiști, există medici care pot explica mai bine decât mine fenomenele, dar în principiu, fructoza pentru sănătate nu este un lucru bun. Glucoza, în schimb, este ceva propriu organismului pe baza căreia funcționezi, pe baza căreia se fac arderile, și dacă nu este consumată în exces, fructoza, asta glucoza, e un energizant foarte bun. Glucoza nu. De aceea, o miere de floarea soarelui, o polifloră, o miere de pajiști de munte, este o miere mult preferabilă unei mieri de salcâm. Dar noi ne-am obișnuit cu gustul de salcâm, cu faptul că e o miere scumpă, dacă e scumpă trebuie să fie și bună, și consumatorul român preferă salcâmul. Și salcâmul cât mai limpede, cât mai, să spunem, necolorat, că are cel mai bun salcâm. Dar pentru sănătate nu e cea mai bună miere.
Dacă ar mai fi ceva de spus pe partea asta de economie și de politică, mai avem un minut, două, ca și concluzie. Sunt multe lucruri, dar eu recomand tuturor ca întotdeauna orice ar face să înceapă prin a pune mânuța pe carte, prin a cunoaște teoretic lucrurile. Eu mă uitam și când m-am apucat de crescut măți sau alte chestiuni. M-am uitat, am citit, am luat cartea lui Rutner, care e foarte bună și chiar și în ziua de azi e actuală. Și după aia, în momentul în care am încercat prima dată, mi s-a propus ce simplu este. Dar având în spate toată partea de teorie, îți este ușor. Vorbeam de Cristi Bratu. El mi-a prezentat foarte pe scurt metoda lui și mi-a spus la un dat, încearcă și ca mine să vezi diferența. Eu atunci foloseam o altă metodă de startare și alte chestiuni. N-am folosit ca el, pentru că el lucrează cu corpuri mici, eu lucrez cu ramă de Adant, dar am adaptat cumva principiul la ceea ce face el. Și am constatat, mamă, dar a avut așa ca o revelație. Adică eu atât de mult lăpteșor de matcă, prima zi după startare n-am văzut niciodată. La mine era puțin lăpteșor acolo, era larva cu puțin lăpteșor și mă bucuram că a luat-o în creștere. Și cu pula mergea rapid gătuită. Chestiuni de genul ăsta și mi-am dat seama de superioritatea metodei și a principiilor și alte lucruri. Dar îți este foarte ușor, dacă ai teoria, să adaptezi practic și alte lucruri. De aceea nu sări peste teorie. Chestia asta cu practicianul cu școala vieții și disprețul față de ăla care citește o carte este specifică nouă românilor, din păcate, dar nu aduce la progres. Nu poate fi nici teorie fără practică, dar nici invers. Trebuie să completeze una pe alta. Ei, mulțumesc frumos, o să se va închide Zoom-ul, ne reconectăm. Voi închide și eu.